Sărbătoarea nașterii Domnului sau Crăciunul ne arată iubirea nesfârșită și negrăită a lui Dumnezeu pentru omenire. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut fiul al omului ca pe oameni să-i îndumnezească prin har. Dumnezeu coboară pe pământ ca pe om să-l înalțe la viața fericită, eternă, cerească. Sărbătoarea nașterii Domnului este sărbătoare a păcii și a bucuriei, de aceea, la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos în Betleem, îngerii din ceruri au cântat slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Această sărbătoare este în același timp însă și sărbătoarea darurilor și a dărniciei. De aceea, cu prilejul acestei sărbători, facem daruri celor care sunt dragi ai noștri, dar și celor pe care nu-i ajută nimeni sau nu-i mai iubește nimeni, pe cei care sunt bătrâni și singuri, orfani, săraci, îndoliați. Și această dărnicie a noastră, care se arată în oferirea de daruri spirituale și materiale, este răspunsul nostru la iubirea milostivă a lui Dumnezeu, care trimite ca dar pentru mântuirea lumii pe Fiul Său Iisus Hristos. Cu prilejul sărbătorii nașterii Domnului sau Crăciunului și anului nou 2016, dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie într-un mulți și binecuvântați ani.